Gânduri la confluența dintre ani. Anul 2021 a devenit istorie. Succesorul său, 2022, și-a început călătoria cea de 365 de zile prin lume. Întâlnirea dintre vechi și nou s-a încheiat în circa 10 minute. Spectacolul tradițional de artificii, spre deosebire de alți ani, s-a dovedit sărac, simbolic aș putea spune, așa ca să nu se piardă tradiția. Pe stradă nici țipenie de om. Acum, marea majoritate a locatarilor au preferat să rămână în case. Protagoniștii spectacolului înfocat de la cumpăna dintre ani și-au lansat artificiile de la geamuri sau de la balcoane. Cei cu mai mult curaj au urcat pe blocuri pentru a împrăștia gerbele de scântei colorate. Foarte repede, ecoul anului vechi s-a stins, iar cel nou și-a început periplul într-o relativă acalmie. Sporadic, pe aici pe colo, câte un întârziat mai lansa o petardă, grăbit probabil să-și epuizeze întreg stocul. La televizor, vedete peste vedete. Și toate cântă. Cântă și politicienii alături de ele, înfrățiți pentru moment împotriva doctrinelor ideologice ce îi separă. Încet, încet s-au evit zorii. Dacă altădată zăpada își așternuse de mult lințoliu alb dând o tentă de puritate generatoare oarecum de speranță într-un an mai bun, acum ceața creează o atmosferă mohorâtă. Strada e pustie. Liniștea e aproape stăpână, fiind întreruptă doar de ciorile și de porumbeii care însuflețesc atmosfera. Un taxiu sparge și el monotonia. Aduce probabil un petrecăreț care n-a avut unde să se refacă după petrecerea de rebelion, fiind nevoit să se retragă la domiciliu. În sfârșit, ce a fost, am văzut. Ce va fi, vom vedea. Nu ne rămâne decât speranța într-un iluzoriu bine care vine, 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 dar nu mai ajunge. Ce să-i faci? N-ai ce-i face, zice românul. Ce e scris și pentru noi? Bucuroșul îmi duce toate. Partea cu bucuria e discutabilă.